Pentru mulți oameni, Evrei capitolul 6 este unul dintre cele mai groaznice pasaje din Biblie, pentru că spune că cei care au căzut este cu neputință să fie înnoiți iarăși. Însă întrebarea este ce este această cădere care face imposibilă înnoirea? Și despre ce înnoire vorbește pasajul? Prima greșeală fundamentală, fatală, care se face în interpretarea acestui pasaj, este că se începe de la capitolul 6, versetul 1, care sună cam așa: de aceea să lăsăm. Îngăsim în Biblie și oriunde în altă parte expresia de aceea înseamnă că este o concluzie, o implicație. Așadar, trebuie să ne uităm înainte să vedem care este lucrul pe care îl concluzionează scriitorul în capitolul 6. Și în capitolul 5, de la versetul 11, autorul prezintă care este starea în care se găseau acești oameni. Ca de la capitolul 6, versetul 1, să le ofere soluția, de aceea. Care este starea lor? În primul rând, el spune, în versetul 11, asupra celor mai de sus, avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Așadar, problema acestor oameni era una de pricepere. Era una de pricepere. Este foarte important de înțeles lucrul acesta. Problema lor nu era una morală, ci era una mentală. Foarte important. Foarte, foarte important. Și ne întrebăm acum, oare niște oameni care aveau o problemă cu mintea lor, da? Cu priceperea lor, sunt niște oameni care nu mai au nicio șansă la mântuire? Puțin probabil. Apoi, pentru a ilustra problema aceasta lor, el face o portretizare în două imagini. Prima imagine este imaginea pedagogului. Da? Imaginea pedagogului. Unde el spune în felul următor: voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, da? Aici este o problemă, spune el, să vă învețe. Învețe. Tot o problemă, da? Aceasta este problema. Cu mintea duhovnicească. Asta este problema. Vedeți? Aveți trebuință. Dacă ei au căzut din mântuire, cum zic unii, nu mai aveau nicio trebuință să fie învățați, da? Nu mai aveau nicio șansă. Dacă pentru ei era valabil acest cuvânt că este cu neputință să fie înnoiți, de ce spune apostolul, scriitorul, aveți trebuință? Este clar că oamenii aceștia nu se aflau într-o stare de decădere totală. Apoi folosește a doua imagine, imaginea pruncului. Imaginea pruncului sau pruncilor, da? El spune, ați ajuns să aveți nevoie de lapte. Vedeți, din nou, ei aveau nevoie de lapte. Pentru că erau copiii lui Dumnezeu cu adevărat, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, da? El, în imaginea pruncului, prezintă un contrast. Copilul imatur, cel care se hrănește numai cu lapte și nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Apoi prezintă, prin contrast, pe cel matur, în versetul 14, dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată. Vedeți așadar că nu este vorba despre trăirea în păcat, ci este vorba despre a judeca lucrurile. Cel a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească, să discearnă. Da? Din nou, observați că și în imaginile pe care el le folosește, a pedagogului și a pruncului, toți termenii folosiți arată că problema lor era una cu mintea, cu dezvoltarea duhovnicească a minților. Asta este până la versetul 14 din capitolul 5. În capitolul 6, autorul prezintă soluția. Dar nu uitați, soluția este la starea aceasta. Starea, vom scrie aici, de imaturitate. Problema lor nu era una de imoralitate, de păcat. Foarte important de observat lucrul ăsta. Nu era de imoralitate, ci era de maturitate. Care este soluția la starea de imaturitate? Asta este întrebarea.
Care este soluția? Și el prezintă soluția de la versetul 1 și spune felul următor. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare, este o în soluție pe care el o prezintă, da? Este o prezentare a soluției, prezentarea soluției, da, arată soluția. Este o abandonare, să lăsăm adevărurile începătoare, și apoi este o avansare și să mergem spre cele desăvârșite. Avansare. Da, este clară soluția lui, arătată în versetul 1 și versetul 2. Simplu. Dom'le, dacă ești matur, lasă lucrurile începătoare exact ca un copil. Care lasă mâncarea slabă și dai mâncare mai tare. Ca un învățăcel care lasă informațiile banale și trece spre informații mai complicate. De ce? Pentru ca să se dezvolte. Pentru că se maturizeze. Despre asta vorbește apostolul aici, da? Soluția. De ce oferă el o soluție dacă oamenii ăștia erau cu neputință să fie noieți iarăși? Este absurd. Este clar că pasajul se referă la altceva. Da? Soluția este să lasă lucrurile începătoare și să avanseze spre cele desăvârșite. Și el lasă într-un fel aici o explicație cu privire la o soluție falsă pe care unii ar fi propus-o. Și el spune, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Toate lucrurile acestea arată că era o soluție propusă, dar care era falsă. Care era soluția? Soluția unora era convertirea. Da? El vorbește aici despre pocăință și credință. Dar este un termen foarte important aici. Noi în fiecare zi trebuie să ne pocăim și să credem. De ce spune el? Fără să mai punem. Dacă trebuie să ne pocăim și să credem în fiecare zi. Pentru că el folosește termenul aici, important, temelia. Despre pocăință și credință se poate vorbi în două feluri. Pocăința și credința ca și eveniment de convertire care este unic, irepetabil. Te întorci o singură dată la Dumnezeu. Și pocăința și credința ca și acte care constituie stilul nostru de viață. El vorbește aici despre convertire. Pocăința și credința ca și convertire. Da? Cu alte cuvinte. Erau două soluții propuse. Prima soluție era creșterea. Asta era soluția apostolilor și a scriitorului. Creșterea. Da? Și a doua soluție a unor era convertirea. Și el spune, asta e soluția, să lăsăm lucrurile începătoare și să mergem spre cele de săvârșire, fără să încerci să te convertești iarăși, Domnule. Fără să încerci să faci lucrul ăsta. Pentru că nu este necesar să pui din nou temelia. Și acum, în versetul 3, el dă o speranță că lucrul acesta se va întâmpla. Și vom face lucrul acesta. Întreb din nou, dacă oamenii ăștia nu mai aveau nicio șansă. Dacă pentru oamenii aceștia nu mai era posibil să fie noiți, de ce spune el și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu? Speranța pe care o are Scriitorul arată că oamenii aceștia nu s-au aflat într-o stare iremediabilă. Arată foarte clar că nu ei erau irecuperabili, așa cum transmit foarte mulți când predică pasajul ăsta. Nu mai este cu putință să fie noiți cei care au căzut. La ce se referă acea noire? Asta este întrebarea. Da? Și apoi de la versetul 4 până la versetul 6, Scriitorul motivează, argumentează, arată de ce soluția este creșterea și nu convertirea. Și folosește acest cuvânt pe care toți îl căci. Da? Nu ne convertim, ci trebuie să creștem pentru că căci și ne motivează. De ce asta e soluția? Creșterea, nu convertirea. Pentru că, spune el, cei care au fost convertiți odată, spune el, da, unii zic că aici nu e vorba de oameni născuți din nou cu adevărat, ba da, cei ce au fost luminați, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor, cei care sunt convertiți cu adevărat și au căzut, foarte important, termenul căzut trebuie interpretat în lumina a ceea ce el a spus despre starea lor. Ce a spus el? În ce fel au căzut ei? Păi au căzut că nu știau să deosebească. Au căzut că nu aveau judecata dezvoltată. Au căzut că erau imaturi. Au căzut că în loc să fie învățători, ei trebuiau să învețe acum. Da? Era o problemă mentală. Era o problemă de maturitate. În sensul ăsta au căzut. N-au căzut într-un păcat.
Cum poți să citești pasajul ăsta care nu vorbește despre niciun păcat și să spui că e vorba despre un păcat și neputință ca cineva care a păcătuit să se pocăiască? Este absurd lucrul acesta. Nu despre asta vorbește Pavel. Pavel vorbește despre căderea aceasta, regresul acesta în înțelepciunea duhovnicească pe care ei ar fi trebuit să o aibă și nu o aveau. În loc să crească, au rămas pe loc și chiar au regresat. Pentru că a stat pe loc în timp, ce trebuie să crești, de fapt înseamnă regres. Și el arată lucrul acesta, argumentează soluția lui, spune cei care sunt convertiți și au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși aduși la pocăință. Fiți atenți la expresiile pe care el le folosește aici. Înnoiți și pocăință. Aceste două acte constituie întoarcerea noastră la Dumnezeu. Înnoirea este nașterea noastră din nou și pocăința este întoarcerea noastră la Dumnezeu. Este cu neputință cineva care este imatur să se reconvertească. Și nu este adevărat lucrul acesta. Cine a căzut din punctul ăsta de vedere al maturității sale, nu mai poate Domnul să se convertească încă o dată. Nu mai poate să fie născut din nou încă o dată. Lucrul acesta este imposibil. Nu asta este soluția, spune Apostolul Pavel. Soluția nu este convertirea. De ce? Pentru că e cu neputință. Și cineva ar putea să întrebe, de ce cu neputință? Pentru că, zice, ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Adică, întoarcerea noastră la Dumnezeu corespunde cu lucrarea și persoana Domnului Iisus Hristos. Lucrarea Domnului Iisus. Cu lucrarea Lui. Domnul Iisus a murit o singură dată, noi o singură dată ne întoarcem la Dumnezeu. Dacă vrem să ne întoarcem de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori la Dumnezeu, să ne convertim, ar trebui să-L omorâm de fiecare dată pe Fiul lui Dumnezeu și să-L bagocurim. Să facă și Hristos aceeași lucrare. Lucrarea lui Iisus Hristos corespunde total de plin cu întoarcerea noastră la Dumnezeu. Lucrarea lui Hristos produce întoarcerea noastră la Dumnezeu. Ca El să o producă de mai multe ori, înseamnă să moară de mai multe ori. Și El spune, înțelegeți lucrul acesta, soluția. Pentru evrei vorbește. Soluția nu este să vă convertiți încă o dată, lucrul acesta este imposibil. Și în final, El ilustrează lucrul acesta. Ilustrează argumentul pe care El l-a dat, da? Ilustrează. Prima dată îl indică, apoi îl argumentează și apoi îl ilustrează. Cum îl ilustrează? Printr-o imagine care are două alternative. Un pământ care este adăpat de ploaie, rodește o iarbă folositoare și capătă binecuvântările la Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii, pământul acesta sunt oamenii maturi. Dar este alternativa a doua în care se găseau oamenii aceștia. Dar dacă aduce spin și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a se pune foc. Despre ce foc este vorba aici? Păi gândiți-vă la ilustrația pe care el o folosește. Un pământ care are spin și mărăcini, este dat foc, dar pământul nu este abandonat. Tocmai pentru că pământul este bun și ar putea să dea un rod bun, să dă de pe el rodul acela nefolositor. Pământul acesta îi simbolizează pe oamenii imaturi. Ei sunt mântuiți, dar sunt imaturi. Au roade care nu sunt cum trebuie. Și Dumnezeu îi trece prin focul curățirii ca să folosească pământul acesta, să-i folosească pe oamenii aceștia în continuare. Așadar, imaginea nu vorbește despre focul veșnic, ci vorbește despre un foc al curățirii. Cineva care dă foc pământului. Folosește după aceea pământul, tocmai de aceea îi dă foc, ca să folosească pământul. Nu pentru că pământul este nefolositor, ci tocmai pentru că este folositor pământul, dar rodul de pe el este nefolositor și dă foc ca să-l folosească în continuare. Și uitați-vă așadar cum încheie scriitorul aici, spune, măcar că vorbim astfel prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Este foarte important. Problema acestor oameni nu era cu mântuirea, zice, care însoțesc, nu care constituie, nu care sunt mântuirea, care însoțesc mântuirea. Problema lor așadar nu era cu mântuirea, problema lor nu era cu moralitatea, problema lor era cu maturitatea. Mulți oameni interpretează pasajul acesta adresându-se oamenilor care au căzut în păcat, deși pasajul arată că se referă la cei care sunt imaturi, și interpretează că există o pierdere a mântuirii. Dar pasajul nu vorbește nici despre mântuire, nici despre moralitate, ci arată de la început până la final că oamenii aceștia erau mântuiți, că oamenii aceștia trăiau în moralitate, trăiau moralitate pentru că următorul verset spune așa. Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteniala voastră, dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui și că ați ajutorat și ajutorați pe sfinți.
Așadar, oamenii aceștia erau mântuiți, erau morali, dar aveau o problemă de dezvoltare a înțelepciunii lor duhovnicești. Aveau o problemă cu maturizarea. Și soluția Apostolului Pavel, repet, pentru starea de imaturitate, nu este să pui din nou temelia pocăinței și a credinței, nu este să fii înnoit și să te pocăiești încă o dată, pentru că nu se poate lucrul acesta. Lucrul acesta se face o singură dată, cum răstignirea Domnului Iisus Hristos a fost o singură dată. Soluția pentru imaturitate este creșterea spirituală, creșterea în cunoaștere. Să lași lucrurile începătoare și să mergi la cele desăvârșite. Mi-aș dori ca toți care ascultă lucrul acesta să înțeleagă despre ce vorbește pasajul acesta și să nu-l folosească niciodată pentru a învinovăți oamenii și ai face pe oameni să nu se pocăiască. Satan a luat pasajul acesta și l-a tălmăcit multor oameni care îl folosesc pentru a băga în mizerie și în gunoi spiritual o grămadă de oameni care păcătuie și spun: eu nu mai am nicio șansă, că s-a predicat că cei care au căzut nu mai au nicio șansă de recuperare. Nu despre asta vorbește pasajul. Pasajul vorbește despre imaturitate și arată că există speranță pentru oamenii care sunt imaturi, lăsând adevărul pe începătoare și mergând spre cele desăvârșite.